Bună dimineața, sunt Narcisa Fița și vă invit să urmăriți știrile orei 7 la Antena 3 Vâlcea. 11 percheziții s-au desfășurat ieri, 22 octombrie, la mai multe instituții publice, societăți comerciale și persoane fizice din județele Vâlcea și Argeș, privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție și evaziune fiscală. De asemenea, vizat este și ocolul Silvic Romani. Joi 22 octombrie s-au efectuat 11 percheziții pe raza județelor Vâlcea și Argeș. Acestea fac parte dintr-o cercetare ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor infracțiuni de corupție și evaziune fiscală în perioada 2018-2020 în ceea ce privește activități referitoare la administrarea și protecția Fondului Forestier Național. Perchezițiile se vor efectua la sediul unei instituții publice, la sediile unor societăți comerciale, dar și la locuințele unor persoane fizice. Mai exact, este vorba de ocolul Silvic Romani și câteva firme și patron de firme de exploatare din zonă. Totul ar fi pornit în urmă cu câteva luni de la o ceartă între prieteni, moment în care s-a constituit și dosarul penal, însă abia astăzi s-au dispus perchezițiile. Au fost doi agenți prieteni în firme, s-au reclamat unul pe altul că s-ar fi tăiat ilegal acolo. E o constatare a poliției, un dosar penal pe rol, eu atâta știu și asta vreau și comun. În această acțiune sunt implicați procurorii ai parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, lucrători de poliție din cadrul Direcției Generale Anticorupție, Inspectoratul Județean de Jandarmi Vâlcea, Inspectoratul Județean de Jandarmi Argeș, dar și Garda Forestieră Vâlcea. Părțile implicate nu au putut oferi mai multe detalii, ancheta fiind încă în desfășurare. În România există în acest moment 15 filarmonici ale căror interese nu sunt reprezentate așa cum ar trebui de către Ministerul Culturii. Ca urmare, directorii acestor instituții au demarat procedura prin care să se unească într-o asociație, după cum precizează Petruț Constantinescu, managerul filarmonicii Ion Dumitrescu din Râmnicu Vâlcea. Anul acesta, pandemia a afectat pe lângă domeniul Horeca și activitățile culturale. La doar 3 zile de la deschiderea stagiunii 2020-2021, Filarmonica Ion Dumitrescu din Râmnicu Vâlcea a trebuit să se adapteze condițiilor impuse de starea pandemică actuală și să ofere melomanilor concertele în mediu online. Cele 15 filarmonici din România nu sunt consultate atunci când se iau măsuri decizionale la nivel de minister, motiv pentru care directorii acestor instituții aflate în subordinea primăriilor au demarat procedura prin care să se constituie într-o asociație. Suntem în curs de acreditare. Sper, într-un timp cât mai scurt, să apară și documentele. Am pus bazele Asociației Managerilor de Filarmonici din România. Și pentru prima dată, de când există filarmonici, este o a doua tentativă. Dar eu sper, pentru că niște directori mai cu experiență și care și-au dat seama că unit înseamnă mult și da, înseamnă că poți... Care mai multă forță. Da. Noi nu ne propunem să mutăm munții, ne propunem să suntem ceea ce suntem. Să fim ceea ce suntem de fapt. Și să fim apreciați la justa valoare. Adică... Să stabilim odată pentru totdeauna statutul artistului în România. Și anul acesta, Filarmonica Ion Dumitrescu, în asociere cu Teatrul Ariel, pregătește pentru melomanii vâlceni, într-o variantă adaptată, spectacolul de colinde Poveste de Crăciun. 27 de consilieri au fost validați ieri în cadrul ceremoniei de constituire a noului Consiliu Județean. Constantin Rădulescu, reales în funcția de președinte, și-a prezentat proiectele pentru următorii ani. Joi 22 octombrie, în sala mare a Consiliului Județean Vâlcea, a avut loc ceremonia de constituire a noului Consiliu Județean. Ședința a fost deschisă de Sebastian Fârtat, prefectul județului Vâlcea. Să vă felicit pe toți pentru obținerea mandatului de ales județean și să vă urez mult succes. În al doilea rând, eu cred că aveți obligația și responsabilitatea ca în următorii 4 ani să faceți tot ce vă stă în puteri pentru a dezvolta județul și a crește nivelul de trai al cetățenilor. Eu personal îmi doresc de la dumneavoastră o administrație modernă, transparentă și în interesul cetățeanului. Vă asigur că veți găsi în instituția prefectului un partener de dialog și un sprijin atunci când veți întâmpina probleme, dar în același timp subliniez că nu voi tolera nicio abatere de la spiritul și litera legii. După depunerea jurământului celor 27 de consilieri, a fost validat noul Consiliu Județean. Constantin Rădulescu a depus jurământul în calitate de președinte al Consiliului Județean, reales în data de 27 septembrie. La începutul acestui nou mandat, Constantin Rădulescu a trecut în revistă câteva dintre proiectele pe care dorește să le pună în practică în următorii 4 ani. Iată-ne astăzi în fața
unui nou proiect de județ. Vă invit, dragi colegi, să ne punem priceperile la oaltă și să facem ce trebuie în domeniile pe care eu le consider prioritate. Infrastructură, turism, educație, cultură, tineret și sport. Pentru toate avem proiecte, dar viziunea trebuie să fie de ansamblu. Cum legăm stațiunile între ele? Cum ajungem ușor la obiectivele turistice? Cum promovăm și ce promovăm? În educație trebuie să ne propunem să folosim inteligența dovedită a tinerilor vâlceni. De asemenea, festivalurile și proiectele culturale trebuie să ducă imaginea Vâlcii peste tot în lume. Numărul de membri necesari pentru constituirea Consiliului Județean este de 32. 27 de consilieri au fost validați și 5 au fost invalidați. Constantin Rădulescu, Cristian Buican, Aurel Simion, Gheorghe Păsat și Ion Nadolu. La finalul ședinței au mai fost validați 5 supleanți. Alin Lupu, Ovidiu Popa, Mihai Sitaru, Gabriel Tomescu și Ilie Furtat. Ieri, reprezentanții Alianței USR Plus Vâlcea au depus candidaturile pentru Camera Deputaților și Senatul României. Locul lui Andrei Gheorghiu pe prima poziție pentru deputați este ocupat de următorul pe listă, Marian Ion Lazăr. Andrei Gheorghiu, copreședintele Alianței USR Plus, a fost cel care a înmânat joi 22 octombrie dosarele pentru înregistrarea propunerilor de candidați la biroul electoral județean Vâlcea. Acesta nu se mai află pe listele pentru Camera Deputaților din motive de integritate, însă locul său pe prima poziție este luat de Marian Lazăr. Andrei Gheorghiu motivează această schimbare de ultim moment cu faptul că USR Vâlcea este un partid încă în formare. Este clar că USR este un partid în formare, și este clar că instituțiile din partidul nostru trebuie gândite la nivelul la care să performeze din toate punctele de vedere. Din păcate, în momentul de față, mai avem foarte mult de lucrat la statut, astfel încât să putem să spunem că mergem către perfectabilitate. Andrei Gheorghiu va rămâne însă foarte implicat pe plan local în calitatea sa de viceprimar și de membru al Consiliului Local. Voi rămâne foarte implicat pe plan local. Merg la primăria Râmnicu-Vâlcea, îmi voi face treaba de consilier local, îmi voi face treaba de viceprimar la Râmnicu-Vâlcea și voi avea posibilitatea să implementez ceea ce am promis râmnicenilor. Schimbarea de care vorbeam o vom implementa împreună cu partenerii de la PNL, cu un program comun, astfel încât în următorii 4 ani de mandat să putem să vedem și râmnicenii să poată să simtă schimbarea de care noi vorbeam. Președintele USR Vâlcea nu are în acest moment niciun target stabilit pentru alegerile parlamentare din toamnă. Este greu de vorbit de targete. Noi la USR Plus până acum nu am discutat de targete pentru procente sau voturi sau așa mai departe, pentru că alegerile sunt volatile de la o campanie la alta, sunt diferite de la o campanie la alta, iar în momentul de față, anul acesta cel puțin, avem și o situație atipică de pandemie care ne face destul de dificilă o analiză de genul acesta. Gheorghe Botoran, primul candidat pe lista din partea USR Plus pentru Senat, își propune să devină un ambasador al județului nostru și să dezvolte cât mai mult turismul de aici. Ce mi-am asumat eu în repetate rânduri a fost ca prin cabinetul meu să formez o echipă de experți cu experiență în Europa de Est, care știu cum se desfășoară lucrurile aici, și în termen de 2 ani să reușească să scoată un plan de turism al județului, prin care județul Vâlcea să fie un produs, un circuit, dacă mai știți, să fie ceva integrat cu tot, nu să fie Horezul lăsat cu specificul lui și după aia, dacă mai vrei, te duci să faci un tur de vinuri. Vreau ca întregul județ să aibă un brand, fiindcă nu poți să spui județul Vâlcea fără să spui turism. Și PSD Vâlcea și-a depus pe 22 octombrie candidatura pentru alegerile parlamentare. Ca strategie de campanie, formațiunea politică județeană promovează ideea schimbării guvernului actual. Constantin Rădulescu se așteaptă ca partidul să obțină 4 locuri în Camera Deputaților și unul în Senat.
PSD Vâlcea și-a depus candidatura pentru alegerile parlamentare. Evenimentul a avut loc pe 22 octombrie la biroul electoral județean. Pentru Camera Deputaților, ordinea candidaților este următoarea: Popa Ștefan Ovidiu, Oteșanu Daniela, Eugen Neață, Nicolae Concioiu, Vasile Cocoș, Matei Gigi Ion, Adina Florentina Dobrete și Adrian Mihăilă, iar pentru Senat, Matei Constantin Bogdan și Mihăilescu Gheorghe. Se pare că atenția este îndreptată în această campanie către ceea ce au făcut ceilalți prost. Președintele formațiunii județene Constantin Rădulescu, vorbind în special despre problemele create de guvernul actual. Ceea ce vreau să vă spun eu astăzi este că pentru vâlceni și pentru noi, inclusiv pentru mine, președintele Consiliului Județean, este foarte important ca după alegerile parlamentare să vorbim despre alt guvern. Pentru că astăzi vorbim despre un guvern dezastru. Astăzi vorbim despre un guvern care acționează împotriva românilor, este un guvern ca un blestem. Principala promisiune de campanie este că PSD Vâlcea dorește instalarea unui nou guvern și este sigur că va putea rezolva problemele create atât la nivelul județului, cât și la nivel național. Aceste alegeri din 6 decembrie sunt, până la urmă, despre dorința românilor, despre puterea românilor și despre dorința lor și a vâlcenilor de a-i înlătura de la putere pe acești fanarioți moderni. Fanarioți moderni care stau în genunchi pe la alte uși și își lasă propria țară în bătaia vântului. Constantin Rădulescu este încrezător în votul cetățenilor vâlceni. Câte mandate de parlamentar sperați să obțineți în urma acestui? 4 mandate de deputat și 1 de senator. Sunt eligibile aceste dorințe ale noastre? Vâlcenii vor hotărâ dacă ceea ce spun eu este adevărat sau nu. Eu îmi fac datoria să le spun vâlcenilor că avem cea mai bună listă, oameni pregătiți, oameni echilibrați, oameni instruiți, oameni cu experiență, oameni care pot face în așa fel încât România să aibă un guvern PSD, alt guvern față de ce dezastru pe care îl avem acum. Viitorul Dăiești a fost aproape să producă surpriza și să întâlnească o echipă din prima ligă în Cupa României la fotbal. Pe stadionul din Fedeleșoiu a venit Viitorul Pandurii Târgu Jiu. A fost 1-1 la capătul celor 90 de minute, iar gorjenii au marcat golul victoriei în penultimul minut al prelungirilor. Două echipe cu același nume, dar din localități și județe diferite, s-au înfruntat pentru a prinde un loc în 16-mile Cupei României la fotbal, fază în care vor intra în luptă și reprezentantele primului eșalon. Pentru a întâlni o echipă din prima ligă, Viitorul Dăiești trebuia să treacă pe propriul teren de Viitorul Pandurii Târgu Jiu, formație care activează în cel de-al doilea eșalon. Oaspeții în echipament albastru au avut prima mare ocazie la pătrunderea lui Cătălin Băbăuță, urmată de intervenția salvatoare a golkeeperului Dragoș Trașcă. La cealaltă poartă, Radu Georgescu a trimis și el un șut bun, dar fără mari probleme pentru Denis Rusu. La jumătatea primei părți, același Georgescu a profitat de o gafă a defensivei adverse, l-a depășit pe Rusu și a deschis scorul. La puțin timp, oaspeții au avut cea mai mare șansă a egalării la un penalti acordat pentru un fault al lui Robert Burcea asupra lui Alexandru Gârbiță. La execuția lui Andrei Dragu, portarul Trașcă a ghicit colțul și a ținut balonul, iar prima repriză s-a încheiat cu avantaj minim în favoarea gazdelor. Actul secund a început cu o mare ocazie a dăieștenilor. Ovidiu Comănescu a întors perfect pentru capitanul Florian Pârvu, al cărui șut nu și-a găsit finalitatea dorită. Și, cum ocaziile se răzbună, golul avea să vină la cealaltă poartă, acolo unde Alexandru Enache a fructificat la maxim lovitura liberă executată de Darius Buia și a restabilit egalitatea. Gazdele au fost aproape să preia din nou conducerea atunci când Vlad Roșianu i-a centrat bine lui Georgescu, autorul unei lovituri de cap care l-a întins bine pe golkeeperul Denis Rusu. Cam atât în primele 90 de minute, au urmat cele două reprize de prelungiri, iar rezultatul de 1-1 s-a menținut până în minutul 119, atunci când defensiva dăieștenilor a solicitat un fault în atac, centralul a fost de altă părere, iar Vlad Șerbănescu a trimis puternic la colțul lung și a adus calificarea gorjenilor în faza următoare. Da, a fost un meci greu cu o echipă de Liga 2, s-a văzut că nu este un meci așa oricum, numai că a trebuit să jucăm și în prelungiri, păcat că am pierdut în ultimul minut, poate loteria
loviturilor de departajare poate ne aducea ca data trecută noroc, dar asta este, mergem mai departe, rămânem datori iubitorilor fotbalului din județul nostru cu aducerea unei echipe de Liga 1 pentru anul viitor, în care totdeauna ne vom apăra corect șansele și vom trata fiecare competiție, cum am spus-o și până acum, cu respect și vom încerca, repet, să aducem o echipă de Liga 1 la anul, dacă nu am reușit în acest an. Deștenii se concentrează acum pe campionat. La distanță de numai 3 zile vor evolua din nou pe teren propriu în compania sibienilor de la Măgura Cisnădie. Un meci foarte greu, un meci mult mai important ca acesta de astăzi. Să sperăm că băieții se vor reface fizic și vor reveni și cei suspendați. Păcat că nu vor reveni cei care sunt pozitiv la acest, să spun, la acest mare impediment și nu numai al fotbalului, acest COVID, care ne-a dat peste cap, având 4 jucători titulari care sunt acum în izolare. Să sperăm că vom obține cele 3 puncte sâmbătă și astfel vom sta acolo unde ne este locul în primele 4 echipe ale acestei serii. Partida Viitorul Dăiești Măgura Cisnădie este programată sâmbătă 24 octombrie, începând cu ora 15. Acestea au fost știrile, vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire la ora 15. Pe curând!